întotdeauna o competiție are un câștigător. Îmi doresc să câștig această competiție, deci Balș dorește să câștige, ne dorim să câștigăm, suntem convinși că oferta noastră, această echipă, e cea mai bună, dar cel care este suveran este alegător. Nu mi-a propus nimeni să plec în guvern sau să mă duc prim-ministru. Dacă mi-ar propune, aș refuza, nu de frică că nu fac față, aș face față cu siguranță și o spun apăsat, tușat. Dar n-aș pleca dacă cetățenii județului Constanța îmi vor acorda încrederea să le fiu președinte de județ timp de 4 ani de zile. Proiectul meu de suflet se numește județul Constanța, inclusiv municipiul Constanța, este pariul vieții mele. Nu voi pleca. Dacă voi fi ales președinte, voi munci pentru constanțeni. Dacă nu voi fi ales președinte, iar nu voi pleca, nici senator, nici deputat. Locul meu este aici. Nu mi-am trimis emisari la niciun primar din județul Constanța, pentru că eu nu am nevoie de emisari. Am avut o relație instituțională consistentă, foarte corectă, cu toți primarii din județul Constanța. Deci nu mi-am trimis emisari, n-am șantajat, n-am adresat rugăminți și hai să fim serioși, nu suntem noi cei care, condamnând traseismul, blamând traseismul, jurându-ne în fața Sfintelor Moaște că în viața noastră nu vom practica traseismul, repet, nu noi, Partidul Social Democrat, am adus pe listele noastre peste 7.000 de aleși locali, aproape 200 de primari și consilieri comunali, orășenești, municipali, județeni, peste 7.000. Hai să fim serioși. Este uneori, parcă, te întristează, ca să nu folosesc alt termen, demagogia, lipsa de legătură dintre vorbă și fapt. Am experiența necesară să transpun ceea ce am făcut la compania de apă, care în urmă cu foarte puțin timp era o societate comercială aflată practic în insolvență, o societate comercială care acționa în jumătate din județul Constanța, astăzi este o societate cu vizibilitate națională, o societate sănătoasă din punct de vedere economic, financiar, o societate care oferă servicii de calitate la prețuri absolut rezonabile și în concordanță cu prețurile tuturor operatorilor regionali din România. Investiții de 740 de milioane de euro în județ. De ce le-am făcut? Pentru că nu mai erau aceste capacități de apă și canalizare. De ce am adus 180 de milioane de euro în Constanța? Pentru că a fost nevoie de ei. Pentru ca cetățeanul, atunci când se scoală dimineața, să poată să-și facă dușul, gospodina să-și gătească mâncarea, să funcționeze toaleta, să nu ne fie rușine, stații moderne de epurare ca să putem să punem steagurile cu delfini albași pe plajă și să avem turiști. Vorbesc despre faptele mele. Dacă este o rușine să vorbești despre 1,1 miliarde de euro atrase, mă mândresc și cu nerușinare o să vorbesc în continuare despre asta. Eu nu sunt ca iluștri contracandidați de alte culori care spun așa. Așa spun ei. Am auzit și eu că așa spun. Când am zis că iau, am luat. Când am zis că dau, am zis. Nu. Când am zis că fac, am făcut. Și dacă am făcut 1,1 miliarde pentru o societate comercială, să spună și ei ce au făcut. Cornul și laptele? Dacă voi fi președintele Consiliului Județean, nu plec nicăieri. Trebuie să fac spitalul regional pentru copii, trebuie să facem complexul multi-expozițional, trebuie să facem legătura rutieră între nordul și sudul județului, trebuie să aducem în toate școlile din cele 207 localități. Avem ce face. Școlile să aibă grupuri sanitare cu apă caldă și apă rece, ce apă caldă nu trebuie să fie și la Dobromir, trebuie să fie numai pe Mircea cel Bătrân, trebuie să fie și la Dobromir, și acolo sunt copii, și acolo e molimă. Așa acolo trebuie să ne ținem copiii sănătoși. Avem ce să facem. Este normal, capitalul privat trebuie încurajat. Și o mare parte din banii europeni vor fi pentru întreprinzătorii privați. Județul Constanța, și promit că închei, are două resurse, agricultura și turismul. Și voi sprijini capitalul din agricultură. Îi voi sprijini să-și cumpere tractor, combină, aripă de irigat, îi voi sprijini să-și cumpere vite ca să-și facă o fermă, să-și facă o fabricuță de lactate, să facă viță de vie, să facă livezi. Da, îi voi sprijini pe toți, în primul rând.